timpul de așteptare. Vedem președintele PSD cu anunțuri de ultimă oră, doamnelor și domnilor, haideți să-l ascultăm. S-a găsit soluția, fiindcă se făcea impozitarea după grila notarială până când se făcea digitalizarea. Deci îmi mențin această părere, mai ales că cei care au trecut acest lucru în PNRR ar trebui să vină în fața noastră și a românilor și să explice de ce au trecut și cum au trecut aceste lucruri. Și care era filozofia lor. Președintele PSD, vedeți un nou anunț despre taxe și impozite, doamnelor și domnilor. Încercăm să ascultăm ce spune, ce anunțuri de ultimă oră sunt făcute de Marcel Ciolacu. Ascultați-mă până la capăt și vă răspund. Statul român trebuie să-și facă... Și spuneați mai devreme că sunteți în continuare adeptul supraimpozitării... Da. Nu supraimpozitării. Excepționale. Ce înseamnă? Nu supraimpozitării. Să plătim o impozitare diferită. De exemplu, când avem de-a face cu o pandemie. Bine. Când avem de-a face și cu proști care iau vaccinuri de 1 miliard de euro de 10 ori cât populația României, atunci e și mai grav. Cine sunt acești, domnule Ciolacu? Nu știu, și dumneavoastră nu trebuie să-i nominalizez eu în mod direct. Că n-ai niște venituri excepționale și toate statele fac un efort să plătească ceea ce are nevoie populația și statul are obligația cu acele produse. Mai ține.